Bună ziua! Am să vă învăț astăzi un exercițiu care vă va ajuta în diferite situații cotidiene să deveniți mai puternici. Acest exercițiu se face cu ochii deschiși. Așa că haideți să începem. Încercați să vă găsiți un loc în spațiu comod. Respirați adânc și relaxați-vă. Încercați să conștientizați gândurile care vă traversează mintea, fără a simți nevoia de a le acorda atenție. Simțiți puterea pe care vă dă conștientizarea, întotdeauna clară și de durată, indiferent de ce altceva se întâmplă la nivelul ei. Acum, încercați să simțiți vitalitatea organismului. Observați cum respirația are propria ei forță. Simțiți-vă mușchii, capacitatea de a vă deplasa în orice direcție. Simțiți puterea animalică din corp. Rememorați un moment când v-ați simțit cu adevărat puternic. Încercați să vă aduceți aminte. Imaginați-vă situația respectivă cât de bine puteți. Conștientizați sentimentul de putere pe care l-ați trăit. Puterea din respirație, energia din brațe și picioare. Aceeași putere vă bate astăzi în inima dumneavoastră, puternică. Indiferent ce simțiți, este bine. Continuați să vă deschideți sentimentului că sunteți puternic și hotărât. Observați cât de bine vă simțiți știind că sunteți puternic. Lăsați puterea să vă inunde ființa. Puteți chiar să vă amintiți din nou acele momente în care v-ați simțit puternic. Acum, simțindu-vă în continuare puternic, amintiți-vă de o persoană sau de un grup de persoane care vă susține. Încercați să recreați situația pe cât de real posibil. Imaginați-vă chipul și vocea ei. Lăsați-vă sprijinit, apreciat, lăudat. Observați cum acest sentiment al sprijinului crește sentimentul puterii. Observați cât de bine este să vă simțiți puternic. Lăsați această putere să vă inunde ființa. Observați și alte sentimente care vă năpădesc. Poate vreo slăbiciune. Orice trăiți este bine. Doar observați-le și lăsați-le să treacă. Concentrați-vă din nou asupra sentimentului că sunteți puternic. În sfârșit, complet scufundat în starea de putere, rememorați o situație dificilă. Sub imperiul puterii, observați cum se creează un halou în jurul acestei situații. Lăsați-o să se manifeste, în timp ce continuați să vă simțiți puternic și concentrat. Fiți puternic, fără să aveți nevoie să respirați adânc sau să vă luptați în vreun fel. Toate problemele trec prin conștiință, ca norii pe cer. Fiți generos, relaxat și ușor.
Începeți să simțiți energia, puterea din respirație, claritatea minții, sentimentul împlinirii corpului în intențiile dumneavoastră. Pe măsură ce ziua trece, acordați atenție sentimentului că vă simțiți puternic. Țineți minte asta. Observați cât de bine este să te simți puternic. Lăsați acest sentiment de putere să vă inunde.